Mașina cu care circula o hunedoreancă a ieșit în afara carosabilului și s-a răsturnat într-o vale. Femeia a fost rănită grav, însă în ajutorul victimei a sărit o localnică din Peștișul Mare care se afla în apropiere de locul accidentului. Rostogolindu-se și toate alea prăștiate și am venit de acolo și am văzut. M-am speriat că cineva mașină să nu iei foc, știi? Și când colo am văzut pe doamna, zic, mai e pe careva mașină, nu. Era conștientă? Și am sunat, da. Accidentul rutier, în urma căruia șoferița a fost rănită grav, a fost cauzat de neatenție, susțin reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Din primele cercetări, se pare că o conducătoare auto în vârstă de 45 de ani din municipiul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Peștișul Mare, a pierdut controlul asupra direcției de mers, oprindu-se în afara părții carosabile. Din nefericire, în urma acestui eveniment rutier, a rezultat rănirea gravă a femeii, în cauză întocmindu-se așadar și un dosar de cercetare penală. Femeia, care s-a ales cu mai multe fracturi și traumatisme, va mai rămâne internată în spitalul din Hunedoara.